Bună ziua și bine v-am găsit! Azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre zodii. Un român din trei consideră horoscopul o metodă eficientă să pregătească pentru ce îi se va întâmpla peste zi. De altfel, asta crede un sfert din populația globului și nu de ieri, ci de mii de ani. Atenție! Astrologia, pseudoștiința care stă la baza zodiilor, nu trebuie confundată cu astronomia care se referă la mișcarea soarelui și a planetelor. Fiecare lună a anului e guvernată de o zodie, așa cum începe. Așa că începem cu Fecioara. Planetele spun că e rost de prietenie. Poate apare cineva care vrea să vă fie în preajma voastră sau să vă placă în secret. Balanța. E ceva ce trebuie să încheiați și nu ați reușit din cauze ce nu țin neapărat de voi. Dar azi nimic nu vă stă în cale. Scorpion. Aici planetele transmit ceva legat de bani, de pușculiță mai exact. Puteți să vă cumpărați cam ce vreți voi. Săgetător. Azi vă puneți la treabă intelectul ca să obțineți ceva. Azi spun că este vorba despre o provocare, poate un test sau un concurs. Vă ținem pumnii să reușiți. Capricorn. Aici este cu avertisment. Astrele spun, verificați dacă nu cumva ați uitat să faceți ceva ce trebuie rezolvat. Vărsător. La fel și la voi, doar că este ceva de legat de acte. Să nu cumva să fi pierdut carnetul de note pe undeva. Ia verificați. Pești. Faceți ședință cu părinții sau cu prietenii ca să luați decizii despre cum să vă fie mai bine în viitor. Astrele spun să îi ascultați și pe ceilalți. Berbec. Se pare că aveți de făcut un drum lung undeva să vă înscrieți la ceva. O fi un concurs nou sau poate lecții de dans. E oricum ceva ce vă doriți. Taur. Vi se pare că vă îmi place să cheltuiți. Nu e nimic rău în asta, dar astrele șoptesc să faceți și economii. Gemeni. Astrele vă recomandă să fiți sinceri azi. Rac. Sunteți omul priceput la momentul potrivit. Cineva vă cere părerea despre ceva și aveți o idee strălucitoare. Leu. Vă sâcăie ceva și faceți o schimbare ca să scăpați de stres. Cine e regele? Cine? Încheiem ediția de astăzi, dar și să nu uitați, indiferent ce spun astrele, noi suntem stăpânii propriului destin. Așa că nimic nu este neschimbat. Să faceți alegeri bune. Eu sunt Matei, numai bine, pe curând!